eu sunt Oana și vă invit și astăzi să călătorim în jurul lumii. Vă mai amintiți povestea aceea în care fata săracă trebuia să meargă la palat, nici călare, nici pe jos, nici pe drum, nici pe lângă drum, nici îmbrăcată, nici dezbrăcată? Ei bine, mie mi-a venit în minte această poveste când mă gândeam la destinația noastră de astăzi, Hong Kong. De ce? Haideți să vedem! Știu dacă mă veți crede pe cuvânt sau nu, dar se pare că cea mai frecventă întrebare care îi se adresează prietenului atotșiutor Google despre Hong Kong este dacă orașul se găsește sau nu în China. Și culmea este că răspunsul nu este chiar atât de evident pe cât ați putea crede. După cum știți, Hong Kongul a fost colonia Marii Britanii până nu demult, mai exact până în 1997, când a fost retrocedat guvernului de la Beijing și a devenit cunoscut oficial ca Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze. Așadar, orașul are propria monedă, propriul pașaport și propriul sistem juridic, însă șeful executivului este desemnat de Beijing, deci nu este chiar independent. Vestea bună este că pe noi, turiștii curioși și dornici de plimbare, statutul special al orașului ne scutește de un drum în plus la ambasada Chinei, pentru că nu avem nevoie de viză. Sper că nu vă gândiți acum, în dulcele stil românesc, să fentați sistemul și, odată ajungi la Hong Kong, să dați o fugă și până în alte orașe ale Chinei. Planul este bun în esență, pentru că toți sunteți în zonă, doar că între cele două entități politice se găsește o graniță în toată regula. Vă rog să rețineți așadar că pentru partea continentală a Chinei aveți nevoie de viză. Dacă nu v-am băgat deja în ceață cu statutul special al acestui oraș care pare a fi mai degrabă o țară în sine, vă mai dezvălui o curiozitate. Se pare că localnicii se consideră chinezi, dar nu consideră că fac parte din China. În consecință, au propria echipă olimpică, propriul imn și propriul steag, iar cetățenii chinezi, să le spunem veritabili, au nevoie de un permis pentru a merge la Hong Kong. În plus, aici autoritățile chineze nu pot să aresteze oameni pur și simplu, ci au nevoie de un mandat internațional de arestare ca orice altă țară. Interesant, nu? Mai am o veste bună pentru turiști. În Hong Kong avem două limbi oficiale, chineza și, desigur, engleza. Este doar parțial adevărat că ne descurcăm de minune în orice colț al lumii vorbind în engleză, chiar dacă nu este limba oficială. Așa că mi se pare bine de știut că aici nu vom întâmpina probleme majore de comunicare. De asemenea, nu uitați că moneda oficială este dolarul din Hong Kong, un fel de copie a dolarului american, pe când în China continentală avem yuanul. Deci, puțin atenție la casa de schimb valutar vă va scuti de bătăi de cap ulterioare și de priviri neprietenoase din partea vânzătorilor. Sper că v-am lămurit cât de cât cu privire la statutul special al Hong Kongului, un oraș cât o țară. Vă promit că într-o ediție viitoare a rubricuței noastre îl vom și explora. Până una alta, e bine să știm cât mai multe despre destinațiile noastre, pentru că informația înseamnă putere chiar și în vacanță. Pe curând!